Fiecare credincios a trecut, trece sau va trece prin încercări grele. Ce ar trebui să înțeleagă un credincios atunci când în viața lui vin furtuni? O experiență dramatică, dar în același timp surprinzătoare, se desfășoară în Marcu, capitolul 4. În aceea zi seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii lui l-au luat în corabia în care se afla așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii și s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie așa că maică se împla corabia și el dormia la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Aparent, întâmplarea aceasta este neplanificată, pentru că la finalul unei zile obositoare, ucenicii la sfatul lui Hristos se îndreptau pe partea cealaltă a mării. Neașteptat apare în mijlocul mării o furtună, pentru că de cele mai multe ori furtunile vieții apar neașteptat. Dar dramatic în toată relatarea aceasta este că Domnul într-un fel îi sfătuiește pe ucenii să plece mai departe. El inițiază acest itinerariu și tot el este cel care doarme la căpătâiul bărcii. Furtunile din viață apar pe neașteptate, dar furtunile în viață sunt și intense, după cum descrie scriptura furtuna din Marcu 4. Cuvântul folosit este seismos, adică un cataclism asemănător unui tremur. Și de multe ori furtunile prin care trecem în cercările vieții par cutremurătoare. Dar nu numai atât, furtuna din Marcu, cât și furtunile prin care de multe ori trec credincioșii, sunt aparent fără speranță, pentru că barca mai că se umplea cu apă dramatic în relatare este că Iisus Hristos doarme la căpătâiul bărcii. Așa că ucenicii în mijlocul încercării sunt contrariați de reacția lui Hristos. Îl trezesc brusc cu o întrebare. Învățătorile nu-ți pasă că pierim? nu așa că de multe ori atunci când trecem prin încercări ale vieții, ni se pare că Dumnezeu este indiferent și nu știe cu ce ne confruntăm? Ce ar trebui să învățăm când apare o furtună neașteptată, intensă și aparent fără sorți de izbândă? Mai întâi, furtunile sunt ocazii prielnice prin care noi putem să ne testăm adevăratele valori. Observați că atunci când furtuna apare în mijlocul bării Tiberiadei, ucenicii găsesc că valoarea principală nu este cea care să se înalțe pe ei. Nu se mai ceartă cine e mai mare, nu mai găsește prilej de ceartă cu privire la întâietate, ci caută adevăratele priorități. Ba mai mult, furtunile vieții sunt ocazii extraordinare prin care să-l înțelegem pe Hristos într-un mod nou. După cum ucenicii, la finalul potolirii furtunii, întreabă cine este acesta, de fiecare dată când credinciosul trece printr-o furtună, are ocazia să-l descoperă pe Hristos într-un mod nou. Pentru că până aici, în Marcu 4, ucenicii ca grup nu l-au văzut pe Hristos ca unul care potolește furtuna sau face minuni senzaționale. Este prima dată când în grupul unitar al ucenicilor Hristos reacționează printr-o minune. Așadar, când treci printr-o furtună să nu uiți următoarele lucruri. Hristos știe, Hristos o are sub control, Hristos ba mai mult intervine în furtuna respectivă și ai ocazia extraordinară să-L vezi pe Hristos într-un mod nou, să-L cunoști într-un mod diferit, cum nu l-ai cunoscut până atunci. Și ține în minte un lucru. Întotdeauna, chiar dacă apare în Hristos doarme, ești în siguranță cu Hristos în barcă, în mijlocul furtunii, decât fără El, pe un țărb aparent calm. În furtună ai ocazia să-L cunoști mai bine pe Hristos.